Salut, sunt Alexandru Haită, fermier de peste 15 ani și fondatorul distilăriei Măgura Zanfirii. În ferma noastră cultivăm grâu, orz, secară, porumb și ne mândrim că am adus ferma în punctul în care tehnologia de ultimă generație, automatizarea și digitalizarea sunt prezente în fiecare zi. În afară de vreme, nimic nu ne mai pune piedică, așa că pasul pentru mine a fost natural. Totul a pornit de la pasiunea de a face lucrurile altfel și cea pentru băuturi spiritoase și așa am ajuns să fondez distileria care poartă numele de Măgura Zanfirii. Câmpurile noastre se întind până la baza Măgurei și în jurul ei și bătrânii spun că sus, în vârful Măgurei, avea o frumoasă fată Zanfira Cârciumă. Frumoasa Zanfira servea călătorii cu băuturi aromatizate ca să le treacă oboseala. Nu o să vă mai spun restul poveștii, pentru că vreau să le descoperiți cu fiecare etichetă și fiecare băutură care le vom face. Nu vom face o țuică și un simplu rachiu, cum nici Zanfira nu făcea doar asta. Ea culegea plantele din pădurile din jurul Măgurei pentru a crea rețete deosebite pentru acea vreme. Vrem să readucem la viață spiritul Zanfirei printr-o băutură contemporană, prin care să punem România pe harta internațională a băuturilor spiritoase craft și să oferim oamenilor ceea ce vor să consume. Vom produce whisky, rom, lichioruri și alte băuturi spiritoase, dar pentru moment începem cu gin distilat. Vrem să aducem ginul artizanal românesc pe această hartă, să aducem mândrie națională și povești locale cu fiecare produs pe care îl făurim, nu neapărat cu băutură tradițională. Ginul numărul 4 este primul gin distilat artizanal românesc și primul produs al distileriei noastre. Ginul numărul 4 este produs prin infuzarea în alcool de cea mai înaltă calitate a boabelor de nupăr înaintea distilării, rezultând un produs cu o calitate superioară, la care se adaugă un finish elegant de mure, aronia și hibiscus. Fiecare produs care ia naștere în distileria noastră va fi cu ajutorul vostru, al comunității, cu feedback-ul și cu implicarea voastră. Vă mulțumim că ne urmăriți și dați foară în țară despre prea frumoasa Zanfira și distileria Măgura Zanfirii.